Dacă s-ar realiza un top al celor mai arzătoare dorințe ale femeilor, cu siguranță să arăt bine ar fi printre primele 5. Așadar, dacă doriți să rămâneți la fel de frumoase sau să vă îmbunătățiți frumusețea, rămâneți în minutele următoare alături de noi pentru a afla mai multe informații de la invitatul nostru, domnul dr. Mihai Kertif, medic specialist chirurgie plastică și estetică din cadrul Clinicii Cosmedica din Baia Mare. Bine v-am regăsit! Bine ați revenit! În această rubrică vom vorbi despre toxina botulinică. Sunt anumite recomandări de care trebuie să ținem cont după un tratament cu toxină botulinică? Da. Le explic pacientelor mele și pacienților mei câteva aspecte. În primul rând, să încerce să 6 ore, le recomand să poată să stea cu fața drept, să nu se încline într-o parte sau în alta, să nu meargă la masaj, să nu stea cu fața în acea potcoavă pe care o au la masaj când se întind pe burtă, să nu își facă un masaj la nivelul feței, să nu curețe fața. Deci 6 ore să nu atingă fața și să stea la verticală cu fața. Recomand 7 zile cel puțin să nu se facă efort fizic, să nu se meargă la saună, solar, aburi fierbinți, aer fierbinte și, foarte important, să încerce să animeze musculatura feței de pe zonele unde s-a făcut tratamentul pentru ca dispersia produsului să fie cât mai eficientă. În orice caz, modul de a injecta produsul depinde foarte mult și de aceasta. Chiar dacă această animație a musculaturii nu se face, felul cum fac eu tratamentul nu mă îngrijorează, pentru că în orice caz felul cum dispersez produsul asigură pacientului o dispersie suficientă a produsului peste tot, astfel încât să nu rămânem cu asimetrie, zone în care produsul a acționat bine și zone în care nu a acționat foarte bine.